Cum s-a născut această expoziție? Spuneți-mi ceva despre ea. Eu sunt membru fondator la vreo 7 asociații și societăți și la vreo 6 sunt membru. Eu sunt membru fondator la secția numismatică Botoșani și la societatea numismatică și se adună monezi, insignii, decorații, plachete, medalii. Insignografia este o latură a numismatice. O îndrăgesc mai mult pentru că am cel mai mare relații cu anumiți colecționari din țară și din străinătate. Pentru că aici sunt 1001 de variante. Vă vedeți dumneavoastră toată expoziția asta care am intitulat-o expoziție de insignografie, documente și mărturii. Aici am, deci, mai mult toate premiile care le-am primit eu la toate temele din insignografie de-a lungul peste 45 de ani. Păi toate insignele, o parte din ele sunt făcute la monetăria statului, o parte a fost la fabrică de insigne Arad și acum sunt foarte. Deci insignii s-au făcut dintotdeauna, de timpul lui Hristos, nu mult de vorbit. Sunt 1001 de variante și teme. Insigna este un mic obiect de forme pătrate, rotunde, toate culorile, toate dimensiunile, care o insignă se poate face când un club, o asociație, o societate, se emite o insignă. Și le-am făcut cunoștință, le-am adunat de-a lungul vremii, în fel de fel de teme, la fel de fel de persoane, de la oameni de cultură, de la, până la un și la cerșetor, un care ceri pe stradă și avea o piesă în pept, i-am cumpărat. Deci, cu relații, cu multe le-am primit și eu de-a lungul vieții, deci, dacă v-aș arăta la tema Ionescu și la alte teme, deci, am câteva studii care le-am primit de-a lungul vieții. Mi-a spus o întrebare, prima insignă care am primit-o, eu cred că erau insignii de Societatea de Cruce Roșie, de la 1902, aia a fost mai valoroasă, o am în exponat aici. Dar e greu de ținut minte, în cuvântul meu am spus că acești domni care sunt foarte ziariști, reporteri, iau din vânt, trebuie să iei de la surse direct ceea ce vă spun eu. Eu le-am adunat, eu le-am pus pe panou, eu le pun în expoziții și știu cel mai bine rostul lor. Da, da, ideea asta mi-a venit acum 12 ani în urmă, când am citit undeva prin site, că un oricare cetățean din Hong Kong care eu am depășit 45.000 și acum peste 85.000 de insigne, care acum mă concurez cu un iugoslav, care el are 125.000 și eu, având 65 de ani, nu știu dacă am să ajung la nivelul ăsta, pentru că pe mine nu mă interesează varietatea insignelor, mă interesează numărul lor. Și bineînțeles că încărcotașul, cum le spun eu la unii, cere niște prețuri astronomice, pentru că bă, ăsta gata, vrei să ajung acolo și că totul se face din pasiuni și din buzunar. Totul pasă bani. Păi am adunat atât material, când nu pot să le iau cu mine groapă. Eu am copii, nu toți au pasiunea de 100% cum am eu, 75%, 65%, 35% nepoți. Eu am învățat-o, m-am născut cu așa ceva și alta să le împingi la spate pe un oricare, chiar copil cu tare. Și lor le-am dat partea lor, deci tot ce este aici mi-aparține mie și aș vrea ca să rămâi, după când nu mai fie undeva, să le ai în Botoșani, să le ai undeva, nu știu, memorialii contextului de ca județean. Sau alte instituții care pot să-mi asiguri și să-mi dea un spațiu, să-mi poartă numele, să-mi înțeles cu un proces verbal pe notariat, ele nu vor fi vândute absolut niciodată, vor rămâne în patrimoniu acelei instituții care îi voi dona eu. Toată lumea mă întreabă, de mult să fac o paranteză, când voi sunteți copii, prima ți-a dat soția, acum la 65 de ani, eu când m-am luat cu soția, hobby-ul ăsta la fel. Niciodată nu am avut treabă cu hobby-ul meu. Eu nu numai insignii, monede de decorații, plachete, medalii, ceasuri, băuturi, absolut orice document. Despre, eu am spus, istoria poporului român, despre cultura județului Botoșani, despre etniile din județul Botoșani, din România, din pretutine. Eu în post am făcut, după Revoluție, până acum, 10 de drumuri în străinătate, caut să aduc anumite lucruri care au plecat după Revoluție, eu le aduc înapoi în România, să rămâne în țară. Dar asta nu este
Deci ați văzut că nu a fost niciunul, de la primărie, la prefectură, de la cultură, și regret foarte mult. Nu știu ce om au în Botoșani. Cum mă laud eu? Sunt cel mai colecționar din Botoșani, am 65 de ani, sunt cel mai activ dintre toți. Am o societate care sunt membru fondator și nu a participat nici președinte, nici secretar, nici vicepreședinte, din anumite motive. Las timpul să rezolvă tot. În afară de această expoziție, unde tinerii interesați, unde ar putea găsi, unde ar putea vedea expoziția noastră? E expoziția, numai când fac expoziție, n-ar trebui să fac. Eu toate le țin acasă, o parte din valorile cel mai, care nici nu le-am expus aici, le țin la o bancă privată, monede, decorații, piese mai deosebite, tablouri, cărți, sari și mai departe. Eu fac absolut orice. Sunteți mulțumit de această expoziție? Eu mulțumit, chiar am atâta și doamnii de la muzeu n-au prea avut niciodată la o expoziție personală, cu eva atâta oameni care i-am considerat și consider și acum care au fost lângă mine adevărați prieteni flămânzi de cultură ca să vadă ceva.